Ruzmir, din nou Ruzmir. Și este 1-0 pentru Ceahlăul. Mai devreme ați văzut încă o dată ratarea lui Ruzmir. Acum este gol. Mai puțin de 10 minute la Piatra Neamț și Ceahlăul conduce cu 1-0. Dean Ruzmir, până la urmă jucătorul Ceahlăului, confirmă. Da, merită încredere acest fotbalist. A avut și un gol anulat mai devreme. Iată-l pe Aurel Șunda la meciul cu numărul 11 la Ceahlăul Piatra Neamț. N-a reușit să obțină foarte multe puncte de când a preluat această echipă. N-am crezut că voi retrograda cu Ceahlăul, a spus Aurel Șunda. E, uite că se poate. Preluarea golului marcat de Ruzmir în acest minut nou, când la Piatra Neamț, contrar multor pronosticuri, Ceahlăul retrogradată deschide scorul în partida cu Dinamo, campioană deja din etapa 30. Ea era practic mai demult campioană, dar și teoretic în etapa 30 și-a pus floarea în butoneră. Am revăzut golul marcat de Ruzmir, un sârb foarte serios, prea ușor scăpat din marcaj de Adi Scarlatache. Încă o dată Dean Ruzmir rejoacă vârf împins, lucru neobișnuit, pasă superbă pentru Ionuț Enache. Cei doi combină excelent, minge întoarsă la Văsâie, centrare din prima băluță, din partea dreaptă, minge grea și e faul la portar. Ruzmir trage și el direct, boxează portarul lui Dinamo în afara terenului de joc. Ruzmir. Lucian Goian în suprafața de pedeapsă, Ionuț Enache la fel, pe colțul lung, Goian întoarce foarte bine, Enache! Pe lângă poartă, Ceahlăul ratează, ocazie foarte bună. Ruzmir lasă pentru Văsâie, excelentă schimbare de direcție. Ruzmir în duel cu Adi Scarlatache, respins apărarea Ceahlăului. Ruzmir, Dinamo descoperită în apărare, Radu Ștefan și Cristi Pulhac în centrul defensivei. Ruzmir pierde un tempo, ce pasă superbă pentru Ionuț Enache la marginea suprafeței, acum chiar în careu, pasă pentru Ruzmir! O, ce intervenție are portarului Dinamo! Pentru Ruzmir, dublă! Ceahlăul egalează pe Dinamo, spectacol total. 4 goluri, alte câteva mari ocazii de gol la ambele porți. Mingea a întâlnit și bara în această partidă. Ceahlăul termină onorabil parcursul în această ediție de primă divizie. Minutul 77, a doua egalare aici la Piatra Neamț. Nohai acum, pasă excelentă în stânga pentru Dean Ruzmir, autorul golului de mai devreme. Nu se grăbește, întoarce mingea, șuta lui Tudose, execuție ratată, însă ce botar, rămâne Ceahlăul în atac. Ce ar fi să vedem și golul 3! Oh, foarte aproape Ruzmir de un hat-trick.
Cruzmir așteaptă Oprea, primește, în care Oprea o fentă, încă una și închide unghiul, recentrează! Chemătar, gol!